Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Rămâneți în fața micului ecran pentru a urmări știri și evenimente locale. Fără îndoială, cel mai important eveniment din această săptămână a fost vizita primarului Vienei, strict legată de o donație la Spitalul Municipal. În spital, persoanelor, să machen. Stimate doamne, stimați domni, vreau să vă urez din nou un frumos bun venit cu ocazia vizitei domnului primar al Vienei, care va înmâna oficial astăzi o donație Spitalului din Rădăuți. Wir unterstützen ja jedes Jahr hier gewisse Einrichtungen und haben es aufgrund des Zustandes des Krankenhauses als sinnvoll und als Verpflichtung gesehen, hier etwas zu machen. În fiecare an ne-am hotărât să sprijinim diferite obiective și ne-am hotărât ca spitalul să fie o prioritate datorită stadiului în care se află. Wir als Schwerkopfer haben als erstes die Notaufnahme renoviert und die baulichen Maßnahmen durchgeführt. Noi, ca firma Hotel și Schwerkopfer, am renovat într-o primă fază secția de primire cu urgențe și am făcut câteva chestiuni legate de construcția acestei secții. Der Bürgermeister von Wien wird selbst über seine Unterstützung hier sprechen. Domnul primar al Vienei va vorbi și despre suportul pe care dumneavoastră îl va aduce astăzi. Und ich kann nur sagen, dass sich auch die Firma Ecker entschlossen hat, hier weiter zu investieren. Și va anunța astfel că și firma Eger s-a hotărât să susțină această cauză, dar spitalul din Rădăuți. Wird bis Jahresende die zwei Operationssäle renovieren. Și va renova până la sfârșitul anului acestuia cele două săli de operații. Und ich bin auch der Meinung, dass eben eine medizinische Grundversorgung das Wichtigste ist für die ganze Bevölkerung. Și părerea mea este că partea de infrastructură medicală este cea mai importantă pentru populația din zonă. Und dadurch sehen wir, dass das eben die ganze Investition hier wirklich eine sehr vordringliche Angelegenheit war. Și pentru noi această investiție a fost o de prioritate maximă. Dank möchte ich auch Costel Babiuk, der eigentlich das Ganze organisatorisch organisiert hat, dass wir das so schnell machen konnten. Și împreună cu Costel Babiuk vom organiza tot în așa fel încât renovarea să aibă loc cât mai repede posibil. Ich möchte jetzt gerne den Bürgermeister Habe das Wort geben. Danke. Doresc să predau acum cuvântul domnului primar al Vienei. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst möchte ich mich sehr herzlich bedanken für die Gelegenheit, die mir geboten wurde, das erste Mal die Bukovina zu besuchen. Domnilor și domnilor, vreau să vă spun în primul rând cât de bucuros sunt că mi s-a dat ocazia să vizitez pentru prima dată regiunea Bucovinei. Es verbindet zum ersten natürlich die Bukovina und Österreich eine sehr lange Geschichte, allerdings auch eine sehr lange zurückliegende Geschichte. Bineînțeles, suntem conștienți de faptul că Bucovina este legată de Austria printr-o istorie, foarte îndelungată. Dennoch, Geschichte soll man nicht wegleugnen, Geschichte soll man nicht vergessen. Ich glaube, dass vieles von dem Verständnis, das heute auch zwischen den Menschen der Bukovina und Österreich und den Menschen in Österreich besteht, auf diese historische Erfahrung zurückzuführen ist. Sunt de părere că istoria nu trebuie dată la o parte, istoria nu trebuie uitată, iar faptul că relațiile dintre Bucovina și Austria sunt astăzi atât de bune, au de a face cu aceste relații care vin din se regăsesc în istorie. Heute leben wir natürlich in der Zukunft und die Zukunft ist ein gemeinsames Europa, ein Europa, das auf dem Zusammenschluss freiwilligen Zusammenschluss der Völker beruht und natürlich auch viel mit den Erfahrungen aus der Geschichte zu tun hat. Da astăzi trăim în viitor, viitorul se numește Comunitatea Europeană. Comunitatea Europeană se bazează pe mult mai multă libertate, dar pe de altă parte relațiile din cadrul comunității se regăsesc în istorie. Diese Zusammenarbeit in Europa hat natürlich eine wirtschaftliche Grundlegung. Sie besteht nicht nur aus der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, aber die wirtschaftliche Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union ist ein ganz wesentliches Basic für
dieses gemeinsame Haus Europa. Pentru această casă comună care se numește Europa, Comunitatea Europeană, la bază stau relațiile economice. Nu numai relațiile economice, dar ele sunt foarte importante. Und so freut es mich ja, dass es gerade eine Reihe von österreichischen Unternehmen sind, die hier in der Bukowina Investitionen getätigt haben und so beigetragen haben zu einer vernünftigen Entwicklung der Wirtschaft. Mă bucur foarte mult că asist la o serie de investiții și de investitori austrieci care au pus bazele unor firme foarte serioase aici în Bucovina. Und so bedanke ich mich natürlich sehr auch bei Herrn Schweighofer, dass er ganz im Sinne auch des Grundgedankens österreichischer Unternehmer ein Unternehmer mit sozialer Verantwortung ist und diese hier auch in seinem investițiunsgebiet wahrnimmt. Și vreau să-i mulțumesc în special domnului Gerald Schweighofer, care pe lângă investiția pe care a făcut-o se implică foarte mult și pe plan social. Și s-a hotărât de asemenea să ia foarte, să-și ia foarte în serios această latură socială. Es ist irgendwo selbstverständlich, dass Unternehmen öffentliche Einrichtungen unterstützen und daher ist hier in besonderen Ausmaß auch dank zu sein. Ar trebui, într-adevăr, să apreciem foarte mult că dumnealui, ca și investitor, se implică atât de mult în viața socială. Wir haben noch einen sehr kurzen Gespräch, denn das Einverständnis hat nicht lange auf sich warten lassen. Unsere Mithilfe zugesagt, 50 medizinische Geräte, Analysegeräte insbesondere für die Ambulanz, hier auch zur Verfügung zu stellen und anlässlich der heutigen Eröffnung der renovierten Ambulanz haben wir auch noch mitgebracht ein Ultraschallgerät, das heute ja aus der medizinischen Analyse gar nicht wegzudenken ist. Und die Firma Schweighofer hat auch noch eins draufgelegt und ein weiteres Analysegerät für die Ambulanz mitgebracht, sodass man mit Sicherheit sagen kann, dass das Krankenhaus hier in einem sehr, sehr ordentlichen Niveau oder einem sehr ordentlichen Niveau arbeitet. Noi am dorit să facem o listă a aparaturii de care este nevoie, în paranteză fie spus, această listă s-a lăsat foarte mult așteptată. Am adunat mai multe aparaturi care vor fi necesare acestui spital, în special pentru, pentru secția ambulatorie. Și vreau să vă spun cât de important este pentru noi să știm că acest spital va funcționa conform unor standarde decente. Ja, zum Abschluss noch ein Präfekt, mein Herr Präsident, und natürlich auch den Bürgermeister. Herrn Bürgermeister bedanken für die Gastfreundschaft. Es ist mir wichtig, dass diese Einrichtungen auch in der neuen Zukunft getragen werden. Și la sfârșit, la final, vreau să-i mulțumesc domnului prefect, domnului președinte al Consiliului Județean și în special domnului primar Frunză pentru prietenia de care a dat dovadă, pentru felul în care am fost primiți și pentru, mai ales pentru modul în care continuă aceste vechi relații din, din istorie. Domnule primar, bine ați venit la Rădăuți. Suntem onorați de prezența dumneavoastră aici, mai ales că dumneavoastră aveți și funcția de primar, dar și o funcție foarte importantă de președinte al landului din Austria. Es ist uns eine Ehre, dass Sie bei uns sind, nicht nur als Bürgermeister, sondern auch, dass Sie eine sehr wichtige Stelle in Landesregierung von Wien haben. De asemenea, mă bucur de prezența domnului prefect și a domnului președinte a Consiliului Județean la Rădăuți. Natürlich, ich freue mich über dass der Herr Präfekt und dass der Präsident des Landesrates hier. Și bineînțeles, a dumneavoastră din mass media. Und natürlich, dass die Media, dass die Presse auch dabei ist. Noi, de fapt, suntem beneficiarii investițiilor din Austria, dar și a donației făcute de către domnul primar către Spitalul Municipal
local. Wir haben hier nicht nur die Investition bekommen, die jetzt gerade gemacht wurde, sondern auch die Modernisierung des Krankenhauses. Vom vedea și la spital, la fața locului, s-au modernizat două secții. Wir werden auch im Spital sehen, dass zwei Teile wurden gerade modernisiert. Pentru care noi vă aducem mulțumirile noastre. Und wir bedanken uns sehr dafür. De asemenea, în Rădăuți s-a creat un mediu de afaceri prielnic pentru investitorii străini. Auch ich möchte auch sagen, dass in Radeuz plötzlich eine sehr gute Atmosphäre für Investoren haben. Și mă refer acum la cei din Austria, respectiv firmele Schweikofer și Jäger. Ich rede jetzt besonders von zwei österreichischen Firmen, Holzindustrie Schweikofer und Jäger. Țin să aduc mulțumirile mele firmei Schweikofer, domnului Schweikofer personal, pentru faptul că dacă astăzi stăm aici la conferință de presă, este hotelul construit în timp record la Rădăuți de această firmă. Ich möchte mich jetzt persönlich beim Herrn Schweikofer bedanken, dass wir diese Pressekonferenz hier haben, also wir können so eine Pressekonferenz hier haben, weil er unglaublich schnell ein modernes Hotel in Rădăuți gebaut hat. De asemenea, domnul Schweikofer, îi mulțumesc și pentru modul în care a ajutat și a sponsorizat Orfelinatul de copii Sfântul Leonte de la Rădăuți. Ich möchte mich auch beim Herrn Schweikofer bedanken für die Spende fürs Kinderheim. Și nu în ultima instanță și azilul de persoane vârstnice din localitatea noastră. Ebenfalls das Alterheim aus Rădăuți. Dar nu numai asta ar fi important. Important e că s-a creat o comunicare foarte bună înspre modul de colaborare a Consiliului Local, al primăriei și al acestor firme pe teritoriul nostru. Das Wichtigste für mich ist aber die Zusammenarbeit zwischen Fremdinvestoren und offizielle Autoritäten von Suceava und Rădăuți. O altă firmă mare este firma Jäger, tot din Austria, care de asemenea a investit în teritoriul nostru administrativ. Eine sehr große Firma ist auch natürlich die Firma Jäger, die eine große Investition bei uns gemacht hat. Toate acestea ne creează posibilitatea de a crea locuri de muncă la peste 1500 de persoane, de muncitori, personal tehnic, dar și inginer. Dadurch wurden über 1500 Arbeitsplätze geschaffen, also für verschiedene Arbeiter oder Leute, die spezialisiert sind. Și deja exemplul dumneavoastră este urmat și de alte firme străine. Und wie ich gesehen habe, das ist nur ein Beispiel für andere Fremdeninvestoren hier in der Gegend. Dazu beitragen konnten, was in der Schweikofer hier in diesem Teil des Krankenhauses begonnen hat zu retten. Și ne bucurăm că avem ocazia să continuăm puțin ceea ce a început domnul Gerhard Schweikofer în acest spital. Ich hoffe, Sie können es brauchen und ich hoffe, Sie sind zufrieden. Sper că o să aveți nevoie de el și sper că veți fi și mulțumit de el. Categoric. Absolut. Aș vrea să spun că austriecii ne ajută de mulți ani, prin societăți de prietenie și de întrajutorare și pe parcursul mai multor ani, prin intermediul domnului Babiuc, am primit sute de paturi de spital cu echipamentul necesar. Am primit materiale sanitare, am primit aparatură medicală dezafectată, dar funcțională, pe care o utilizăm foarte bine. Aber die können wir sehr viel brauchen, die sind sehr gut. La sfârșitul anului trecut s-au terminat lucrările de reabilitare a acestui compartiment de primire urgențe. Haben wir die Renovierung von diesem Teil abgeschlossen. Finanțat în exclusivitate de domnul Gerhard Schweikofer finanțiat, care a început în luna februarie și reabilitarea locului operator. Und die Firma Jäger hat im Februar mit der Renovierung des Operationsblocks. Noi n-am visat niciodată
că o personalitate de talia primarului Vienei. Wir haben eigentlich nie davon geträumt, dass so eine Personalität wie der Bürgermeister von Wien. Ne va face onoarea să ne viziteze. Wird uns einmal besuchen. Și să ne doneze această generozitate aparatură medicală. Spende, so ein Gerät. Suntem obligați să vă fim recunoscători. Wir verpflichten uns bedankbar zu sein. Și să îmbunătățim calitatea actului medical. Und die Qualität der medizinischen Besorge zu verbessern. Pentru pacienții pe care îi îngrijim. Die Patienten, die hier im Spital sind. Și din când în când. Und manchmal. Câte unul din acești pacienți poate fi și un cetățean austriac. Vielleicht kommt einmal vor, das passiert einmal, dass ein Patient. Așa cum s-a întâmplat chiar ieri. Es ist zum Beispiel gestern der Fall gewesen. Când am avut ocazia să îngrijim un pacient. Salariat al dumneavoastră, cu infarct miocard. Vă mulțumim încă o dată. Also, vielen Dank noch einmal. Și îndrăzim să sperăm că ne veți vizita și cu altă ocazie. Hoffentlich werden uns wieder besuchen. Gut. Danke schön, danke. Duc să nu sunt insbesondere pe schwangere Frauen und ihre Babys. Stătă va fi de folos și pentru femeile însărcinate și pentru copii. Da. Sigur. Multă optenchimită. Pentru mami și copii. Also ich war einer dieser Patienten hier auch und ich habe mich eigentlich ganz sicher gefühlt von dem Wissen. Domnul Schweikofer, domnul Gerald Schweikofer, s-a întâmplat să fie cu ceva timp în urmă chiar unul din pacienții care a sosit la urgență. Doamne, Tania, dar este Österreicher hier, măi. Presupun că am fost unul dintre primii austrieci care au fost. Pe un tec, nu? Câinele care l-a mușcat atunci încă mai trăiește. Vrem să mai creștem asemenea câini ca să ne aducă asemenea sponsor. Nu contează limba pe care o vorbim, nu contează locul unde ne-am născut. Această zi ne va aduce aminte, adică fiecare dintre noi să ne aducem aminte de bunul cel mai de preț pe care îl avem, sănătate. Hai. Dacă până acum deținerea unei arme cu aer comprimat sau cu gaze era permisă pe baza cărții de identitate, ei bine, legislația în vigoare s-a schimbat și amănunt aflăm din rubrica Infopoliție. Bună ziua! În emisiunea de azi țin să aduc la cunoștință locuitorul municipiului noile modificări ale legii privind regimul armelor și munițiilor în țara noastră. Dacă până acum armele neletale sau, pe înțelesul tuturor, armele cu aer comprimat sau cele cu gaze în genere puteau fi procurate de la armurier doar pe baza cărții de identitate, noua lege modifică acest lucru, impunând un control mai riguros al procurării, deținerii și portului și folosirii acestora. Astfel, procurarea și deținerea acestor arme se face doar după ce în prealabil a fost aprobată cererea de liberare a unei autorizații de procurare. Persoanele care au procurat asemenea tipuri de arme au obligația ca în termen de 5 zile să se prezinte cu aceste arme la Inspectoratul Județean al Poliției Suceava, Serviciu Arme Muniții, în vederea obținerii certificatului de deținător și ulterior a permisului de port armă, în care acestea vor fi trecute. De asemenea, obținerea muniției pentru asemenea tip de armă se face doar în baza permisului de armă sau a certificatului de deținător, iar procurarea acestei muniții este limitată doar la 100 de bucăți. Dacă în termen de 6 luni de la adoptarea prezentei legi, respectiv din 17 martie anul curent, nu au fost obținute permisele de port armă, certificatele de deținere conferă drept titularilor acestora doar dreptul de deținere și nu și uzul acestora. Și cu titlul de noutate au fost introduse două infracțiuni privind deținerea sau portul de armă neletală în categoria celor supuse autorizării fără drept. Astfel, deținerea sau portul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării fără drept constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an. Iar uzul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării fără drept constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Astfel atrag atenția celor care în prezent dețin arme de acest tip să treacă la înregistrarea lor
și obținerea acestor certificate de ținător și ulterior a permisului de port armă în care vor fi trecute. Iarna car și vara hockey. Ianoș Curco, președintele Federației Române de Hockey, a adus la Rădăuți 15 seturi de echipament complet, tocmai bun pentru înființarea unei echipe de hockey pe gheață în rândul copiilor rădăuței. Așa cum vedeți, 13 orașe, centre hockeyistice active și mai puțin active, cum sunteți dumneavoastră. Adică mă refer la activitate de hockey. Venim și la dumneavoastră tocmai în ideea asta ca să, așa cum scrie acolo, vrem relansarea hockey-ului juvenil și Rădăuțul apare în programul nostru. Da. Skoda România a cumpărat echipament pentru copii, două nouți de o foarte, foarte bună calitate și eu doresc și sper ca împreună cu domnul director și împreună cu foști hockeyști să începeți o nouă perioadă. Am înțeles că aveți și dumneavoastră un proiect, construirea patinarului, am înțeles că mergeți la București și la domnul președinte Belu să discutați despre acest lucru. Elevii școlii generale numărul 3 au fost eroii unui exercițiu de alarmare, ocazie cu care au demonstrat că ar ști să se descurce foarte bine în cazul unui incendiu. În săptămâna 7 la 12 aprilie 2008, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Bucovina al județului Suceava, a desfășurat activitate în municipiul Rădăuți, activitatea care se referă îndeosebi la verificarea modului de respectare a legalității privind securitatea la incendiu și protecție civilă, atât la operatorii economici care sunt în subordinea Consiliului Local, atât la localitate în general, cât și la unitățile școlare din municipiul Rădăuți. Cu acest prilej am organizat și desfășurat un exercițiu de localizare și lichidare a unui incendiu, concomitent cu executarea unei evacuări a elevilor de la cele două nivele, respectiv parterul și etajul construcției școlii generale 3 din municipiul Rădăuți. Consider că acest exercițiu a avut o reușită, dat fiind faptul că toate cadrele didactice cunosc principiile, cunosc în general prevederile legale privind evacuarea în situații de urgență, au desfășurat această activitate intensiv la nivelul claselor, pe grupe de vârste, pe categorii de teme și exercițiul a reușit. Am antrenat la acest exercițiu inclusiv Serviciul Profesionist pentru Situații de Urgență, respectiv Detașamentul de Pompieri Rădăuți, care a venit cu dotarea specifică, cerând în același timp în sprijin și gardă de intervenție a orașului Vicovu de Sud, considerând că aici e vorba de salvarea vieților omenești, în primul rând și apoi a bunurilor materiale din cadrul acestei instituții. Situația tactică a fost creată în sala de lectură, o așa zisă bibliotecă a școlii, unde particularitățile stingerii sau combustibilitatea materialelor este mai ridicată comparativ cu alte încăperi. Am cooperat foarte bine cu cadrele didactice, conducerea instituției are preocupare deosebit în acest domeniu. De asemenea, am cooperat cu celelalte structuri din cadrul Ministerului Internelor și Reforme Administrative din localitatea Rădăuți. Cu acest prilej, le mulțumesc tuturora și, în primul rând, începând cu domnul primar, care este președintul, domnul primar Frunză, președintele Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență Rădăuți, și, de asemenea, începând de la dânsul, există preocupare pentru punerea în aplicare a legislației privind securitatea la incendiu, protecția civilă, protecția mediului înconjurător, protejarea vieților omenești și a bunurilor materiale ale cetățenilor din municipiul Rădăuți.
Ne aflăm în incinta supermarketului Olint din Rădăuți. Bună ziua, domnule director! S-a observat o dezvoltare foarte amplă a supermarketului Olint de la deschiderea lui. Care este istoricul? Cum ați ajuns aici? Bună ziua dumneavoastră și tuturor sectorilor dumneavoastră! Olint s-a înființat în 1995, iar în iulie 2005 am reușit să deschide primul supermarket de material de construcție din zona Rădăuți, care actualmente în Rădăuți este și primul în acest domeniu. Cei peste 100 de oameni, angajații noștri care lucrează pentru noi, asigură toate serviciile de calitate și fac eforturi pentru ca clienții noștri să poată obține cele mai bune informații și servicii. Datorită profesionalismului de care am dat dovadă, am reușit ca la nivelul anului 2007 să depășim cifra de afaceri de 15 milioane de euro și un profit de aproximativ 1.500.000 de euro, plasându-ne în primii 10 pe județul Suceava la capitolul cifre de afaceri și profit. Ce înseamnă Olint pentru locuitorii orașului Rădăuți și pentru cei din localitățile din împrejurim? În primul rând, Olint înseamnă partenerul ideal pentru clientul nostru, întrucât oferim posibilitatea tuturor cetățenilor de a putea să-și cumpere absolut tot ce au nevoie dintr-un singur loc pentru amenajare, pentru renovare și construirea casei. Astăzi, în piața construcțiilor, există multe oferte. Ce are Olint deosebit față de celelalte? Olint garantează cele mai mici prețuri, oferind o gamă de peste 17.000 de produse de calitate într-un spațiu adecvat de 15.000 de metri pătrați. În ultimii ani, Olint a devenit un importator și distribuitor al marilor companii din Europa și Asia, reușind ca în prezent peste 80% din produsele pe care le comercializează să fie din import, ceea ce ne dă posibilitatea să practicăm cele mai bune prețuri, cele mai bune în raport cu prețurile similare existente în piață. Printre partenerii oficiali, cei mai de seamă se numără Ceradez România, Izover România, Cersanit Polonia, Vijo Suedia, Venus Spania, Leer Ungaria, Bitulin Grecia și mulți alții. Pe lângă gama de produse și prețurile avantajoase practicate, mai oferiți și alte facilități clienților? Cu siguranță. Serviciile suplimentare oferite clienților de către Olint sunt un ajutor real, deoarece ușurează realizarea proiectelor acestora. Printre aceste servicii amintim transportul gratuit la domiciliu, returul mărfii, sistemul avantajos de rate, mixarea vopselilor, consultanță gratuită, comenzi speciale și mai nou, închirieri de scule. Foarte important însă pentru clienții Olintului este faptul că noi punem la dispoziția lor echipe de montaj tablă, echipe de montaj instalate sanitare și termice, montaj uși. Supermarketul Olint se adresează doar clienților din orașul Rădăuți și localităților învecinate? Olint în ultima perioadă și-a dezvoltat această parte a distribuției pentru firmele, atât pentru utilizatorii finali, cât și pentru revânzători din județele Iași, Botoșani, Neamț, Bacău, Dâmbovița, chiar și București. Tot în această idee, reușind în anul 2007 să avem contacte cu externul, astfel am făcut exporturi în Polonia de peste 1 milion de euro ca și valoare. Ce a însemnat dezvoltarea acestui segment al distribuției pentru zona Rădăuți? Veniturile rezultate la nivelul anului trecut, datorită distribuției din țară și a exportului, au dus la o creștere a cifrei de afaceri cu 30% și implicit contribuțiilor la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale de 420.000 de euro, respectiv 85.000 de euro. Am înțeles din prezentarea dumneavoastră că sunt peste 100 de angajați. Ce reprezintă ei pentru Olint și pentru clienți? Olint acordă o importanță deosebită factorului uman, asigurând angajaților cele mai bune condiții de muncă la standarde europene. Oferă un mediu plăcut unde fiecare își aduce contribuția pentru perfecționarea echipei, oferă condiții deosebite de salarizare, oferă posibilitatea promovării în cadrul firmei, oferă zilnic o masă gratuită la prânz, de asemenea asigură o motivare permanentă prin folosirea unui sistem de bonusare și premii lunare, toate acestea având scopul de a asigura clienților cele mai bune condiții. La final, până unde va merge expansiunea firmei Olint? Vă opriți aici? În niciun caz. Olint are gânduri mari. Unul din obiectivele Olintului este dezvoltarea relațiilor cu partenerii noștri de afaceri în scopul asigurării locuitorilor orașului Rădăuți și ai localităților din împrejurim a unei game tot mai variate de produse la standarde ridicate, asigurând astfel un raport foarte bun preț-calitate. Cu voia dumneavoastră, aș vrea acum la final să mulțumesc telespectatorilor dumneavoastră și să le transmit un mesaj. Vă așteptăm cu încredere să apelați la echipa Olint, întrucât noi vă oferim un decor pentru o viață. Astăzi a avut loc o ședință extraordinară a Consiliului Local Rădăuți cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea convenției privind procedura transferului obiectivelor de investiții realizate în cadrul proiectului Utilități și Medii la standarde europene în județul Suceava,
Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării cu 15.000 de lei la realizarea unui cabinet psihopedagogic în cadrul școlii cu clasele 1-8 numărul 3 Rădăuți, în cadrul unui proiect intitulat Cabinet psihopedagogic pentru promovarea sănătății mintare a elevilor. Alt proiect a fost un proiect privind acordarea avizului consultativ pentru ocuparea funcției de director în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Rădăuți. Ultimul punct a fost informări, interpelări, sesizări, comunicări. Referitor la primul proiect de hotărâre, acesta prevede ca să aibă loc un transfer a obiectivelor de investiții realizate la nivelul Rădăuțului în cadrul proiectului utilități și mediul la standarde europene. Acest proiect are ca anexă o convenție. În această convenție, nu o să vă citesc această convenție în totalitate, doar o să vă spun că eu personal nu am fost de acord cu articolul 4 din această convenție. Am considerat că ceea ce scrie acolo este ilegal, am și dat explicații colegilor mei de Consiliu, până la urmă toți au fost de acord cu mine, mai puțin 3 consilieri care nu că nu au fost de acord, pur și simplu s-au abținut de la vot. Ce spunea acest articol? Acest articol spunea că TVA-ul recuperat se va vira imediat de SECE Servicii Comunale S.A. Rădăuți în contul de credit extern al Consiliului Județean numărul cutare deschis la Banca Comercială Rădăuți, sucursala Suceava, pentru reîntregirea creditului. Conform legii, TVA-ul recuperat este a societății și nu poate fi virat la terți fără documente legale în acest sens. Celălalt, următorul proiect de hotărâre prevedea cofinanțarea cu 15.000 de lei pentru realizarea unui cabinet psihopedagogic, lucru care a fost aprobat de Consiliul Local cu o mică schimbare a denumirii proiectului. În rest, nu au fost probleme. Următorul punct de pe ordinea de zi prevedea acordarea avizului consultativ pentru ocuparea funcțiilor de directori în unitățile de învățământ preuniversitar de la nivelul municipiului Rădăuți. Este vorba de acei directori care au avut concurs acum 2 săptămâni, în conformitate cu legea, ei trebuie să primească și un aviz din partea Consiliului Local. Toți acești directori au primit acest aviz, deci proiectul de hotărâre a fost aprobat. La informări, interpelări, sesizări, am avut 2 reprezentanți ai 2 firme diferite, o firmă din Italia, una din Germania. Ambii doresc să construiască la Rădăuți o instalație, să-i spunem, care să folosească deșeurile menajere în scopul furnizării de energie. Amândoi s-au lăudat că aceste instalații sunt absolut ecologice. Italianul a spus chiar că nici nu măcar nu există un coș de fum, totul se întâmplă într-o incintă închisă. Singurul rezidiu al acestei instalații în urma procesului de producere a energiei electrice din rezidiu fiind o zgură. Zgură care, la rândul ei, poate fi vândută pentru străzi și autostrăzi. Premierea a 2 campioni în urma campionatelor naționale ce au avut loc pe 4 martie la Bacău. 4 aprilie, mă scuzați, la Bacău. Aceste campionate au fost atât de repede ca timp, deoarece în vară, după cum știți, este Olimpiada,
Am avut un program extrem, extrem de condensat. Practic 70% din competițiile naționale s-au desfășurat până în aprilie. Chiar sâmbătă plecăm la campionatele naționale de la Constanța de copii și urmează la Pitești, la sfârșitul lunii, înainte de Paști, campionatele naționale de juniori. Ce aș vrea să remarc? În afară de obținerea acestor două medalii extrem de importante, să știți că echipa din fața dumneavoastră este echipa CSM-ul Bucovina-Rădăuți, care la ora actuală este pe locul întâi în țară în campionatul național pe echipă. Mai urmează încă două etape în toamnă după Olimpiadă și etapa finală, care sperăm să se organizeze iarăși la Rădăuți, care compensă a faptului că suntem campioni naționali și pe echipă. Dau această medalie de aur lui Lino Suraj, să te felicit și să doresc mult succes în țară. Argentul lui Ciorcan Bogdan. Felicitări! Și nu în ultima instanță, de când mă cunosc eu cu rusul de vreo 120 de ani, să știu că este un om ambițios, un om care datorită lui și fără să facem cult a personalității, se menține acest sport la Rădăuți, luptele greco-romane. A fost cel mai bun în anii 80. Și iată că, datorită lui, Clubul Municipal Rădăuță are această secție și o menține în continuare. Deci, domnul Rusu, succes în continuare! Să mai luăm prime și plicuri! Bună ziua și bine v-am regăsit. Uitați, partidul nostru, Partidul Noua Generație, își menține cuvântul și, după cum v-am promis, în fiecare săptămână își lansează câte un nou candidat la funcția de consilier local. Astăzi am deosebită plăcere să fie de fotbal ale Rădăuțului de ani întregi, om de mare valoare, om care, după părerea mea, intrând în rândurile Partidului Noua Generație și în programele Partidului Noua Generație pentru municipalitate, va da un pic de greutate și un pic de notorietate în mult bine. De aceea îl rog pe domnul profesor să se prezinte și să spună și lui câteva cuvinte despre intenția dumnealui. Mă numesc Stoica Viorel, sunt profesor de educație fizică și sport. De menționat că am terminat facultatea Academiei la Iași, nu la București. Și doar la București am făcut cu școala de antrenori în generația 89, unde am fost coleg de generație cu Popa Ionuț, cu Andone, cu Marcu, care e la Târcoviște, și alții, Giurgiu și alți colegi. Am fost sportiv de performanță, din altă performanță, am fost futbolist de divizia A, am jucat la FC Bihor, anii 77-78, înfrățirea Oradea, divizia B, am fost golgeturi seria 3 cu 38 de goluri. Apropo de marcator, să vă spun o mică poveste cu echipa mea de copii, care se află pe locul întâi în campionatul județean, cu 18 victorii și nicio înfrângere. Au un golaveraj pozitiv care nu a fost niciodată la Rădăuți și chiar poate în istoria fotbalului județean, cu 160 de goluri marcate, 5 primite, și am 3 golgeteri care m-au depășit, unul al 45 de goluri, e vorba de Popescu Marius, Sabi Gheorghiță are 42 și Andorincescu 38 de goluri. Deci copiii mă urmează și sunt bucuros în mod deosebit de Sabe, care este convocat și la Lotul Național al României. M-am înscris și m-am lipit de domnul Marcu, viitor candidat, adică candidat la primărie și viitor primar, cu dorința de a face ceva, de a redresa sportul rădăuțean și în speță fotbalul, care la ora actuală, pentru mine, cel puțin mă doare sufletul când văd că echipa se află în campionatul D și prin locul 10-12, unde zic eu că nu ne este locul. Mai cu seamă că atâția copii s-au ridicat din Rădăuți, cum ar fi Roman, care joacă la Brașov, Câmpianu joacă la Jiu Petroșani, mai avem la Ceahlu Piatrănanț, copii la Suceava, Halip și alți copii care au plecat gândul să facă performanță. Am vrea ca și la Rădăuți să facem performanță, nu numai la lupte sau
tir cu arcul, ci doar și fotbalul, așa ar trebui să redreseze, să devină echipa care am fost cu câțiva ani în urmă, măcar la divizia CB. Pentru asta m-am alipit de partidul și am optat pentru partidul Noua Generație, că ca să facem ceva pentru sportul rădăuțean și pentru tinerii din Rădăuți în mod deosebit. Ar fi multe de spus, dar nu vreau să mă lansez cu promisiuni decât atunci când voi fi consilier, atunci o să mă am la lucru pentru a face ceva deosebit și în mod categoric ca sportul rădăuțean să fie într-adevăr un ambasador al orașului. Deci, după cum vă spuneam, Partidul Noua Generație își menține trendul și își menține cuvântul dat, încearcă să aducă și să propună în Consiliul Local numai oameni de valoare, oameni care nu au mai făcut politică și revin cu ideea oameni necorupți politici și oameni necorupți moral sau economic. De aceea, prin venirea domnului profesor Stoica, sunt sigur că vom face o treabă bună, vom face în așa fel încât sportul să devină într-adevăr ambasador, după cum spunea și domnul profesor, fiindcă degeaba vrem să facem un oraș puternic economic, degeaba vrem să facem un oraș puternic pe linie de turism, dacă nu avem sport. Sportul este prima disciplină, să zic, din oraș, care va face în așa fel încât să se știe despre Rădăuți. Iar acum, pe linie politică, pot să vă spun că în drumurile mele prin municipalitate mi s-a pus o întrebare, care telefonic, într-adevăr, și sunt sigur că acel telefon mi-a fost dat de către un cadru didactic și mulțumesc chiar că mi-a adresat această întrebare. Întrebarea suna cam în felul următor. Ce voi face pentru învățământul rădăuțean dacă voi deveni primar? Sincer să vă spun, am idei foarte multe pentru învățământ. S-a făcut foarte mult bine în Rădăuți pe linie de învățământ. Sunt sigur că se poate și mai bine. Dar o idee, să vă spun așa, din platforma program, este că dorim să facem o școală, gen step by step. Va fi un proiect pe care îl vom propune și îl vom susține până în pânzele albe. O școală în care elevii să învețe programul normal de dimineață, la amiază undeva între 1 și 3 să aibă 2 ore libere, să servească o masă caldă, undeva la 5, la ora 17-18 seara să plece acasă, în așa fel încât părinții să nu aibă grija copilului, grija orelor, pentru a doua zi, părinții să-și vadă de cariera lor, să încercăm să ajutăm și familia și comunitatea și implicit copilul pe treaba aceasta. Până săptămâna viitoare, dragi rădăuțeni, vă mulțumim și numai bine! Bun găsit, stimați telespectatori, Stop Cadrul Rădăuțean de astăzi a ajuns și la rubrica Invitat în studio. Se află în studioul televiziunii noastre purtătorul de cuvânt a Partidului Democrat Liberal. Bună ziua, bine v-am găsit. Bine ați venit sau bine ați revenit aici la noi. Care sunt ultimele noutăți cu care veniți la noi în calitate de purtător de cuvânt a PDL-ului? Având în vedere faptul că campania electorală bate la ușă și pre-campania, după cum vedeți, este extrem de încărcată în evenimente. Eu nu aș spune pre-campanie, eu aș spune că este deja campanie în toată regula, dar sigur, ne-am obișnuit cu acest termen pre-campanie de care profită toți cei care sunt candidați. Pe de o parte, aș vrea să spun că organizația de tineret a PDL Rădăuța și-a continuat acțiunile consacrate sau circumscrițe mai exact Zilei Pădurii, continuând activitățile de igienizare, de curățare a parcurilor rădăuțene. Aș vrea să le mulțumesc tinerilor din PDL, dar în același timp trebuie să mulțumesc și celor din primărie, cu ghilimele de rigoare, pentru că dacă PDL-ul Rădăuți n-ar fi anunțat proxima curățarea parcului de lângă de la Călăraș, probabil că nici administrația rădăuțeană n-ar fi fost atât de receptivă încât să curețe acel parc chiar înainte de a ajunge tineretul nostru. Oricum, așa cum am spus, acțiunile noastre continuă la nivel de organizații de tinere, de pensionari, a organizațiilor de femei, iar candidatul nostru la funcția de primar a municipiului Rădăuți, deputatul Aurel Orean, are o serie de acțiuni, atât în Parlament cât și în teritoriu, mai ales pe raza municipiului Rădăuți, acțiuni care, pe de o parte, vin să vizualizeze, dacă termenul este cel potrivit, intențiile sale de a ocupa acest fotoliu din perspectiva unui dialog foarte apropiat de cetățeni. Pe de altă parte, ele se plasează
eu știu un spiritul unor demersuri mai noi pentru municipiul Rădăuți și aici am în vedere acel panou de care făceam vorbire în emisiunea trecută. Panou care la această dată este amplasat în zona cartierului Obor și care colectează foarte multe informații care vin de la Rădăuți. Mesaje, sigur că da. Care mesaje le-am sintetizat la o primă apreciere în probleme extrem de acute care, să spunem, definesc așteptările rădăuțenilor. Pe de o parte este vorba de starea jalnică a străzilor, curățenia din oraș, mai apoi este vorba de proastă administrare a spațiilor verzi, mai exact de faptul că acestea sunt la această dată, unele din ele, sigur, pline de deșeuri de tot soiul, câinii comunitari care, iată, continuă să reprezinte o problemă, dar dacă a fost și pentru summitul NATO de la București, nu, de ce n-ar fi și pentru noi cei din municipiul Rădăuți. Și sigur că tinerii își doresc foarte mult locuințe. Este o problemă care frământă organizația noastră, dar care sigur se regăsește și la nivelul altor partide, pentru că oricine ar fi la conducerea Rădăuțului, locuințele pentru tineri trebuie să reprezinte o prioritate. Da, cred că a trecut vremea aceea când statul trebuia să-ți ofere o locuință. De altfel, atunci când primarul sau viceprimarul sau cei de la Oficiul Stării Civile oficiază o căsătorie, citesc un material pe care, dacă îmi dați voie, cred că am să încerc să-l reproduc, citând statul român se asigură prin măsuri economice și de drept de bunăstarea tinerei familii nou întemeiate. Odată l-am întrebat chiar pe primarul actual, Mihai Frunză, cu ce se ocupă statul român să asigure noua familie, să-i dea un cămin, pentru că în vremurile de demult, după ce te căsătoreai, mergeai la primărie și făceai o cerere, ți se dădea un apartament. E, vedeți, dumneavoastră, nici în țările mult mai democrate, de la care noi învățăm această crudă democrație în care ne-am trezit cam brusc, statul nu ți este dator și nu se îndatorează pentru a-ți da ție o locuință. Peste tot, tinerii fac un credit și în baza acestui credit încearcă să-și construiască o locuință. De cele mai multe ori, însă, dacă la noi se face ceva, e vorba de acel pământ pe care ți-l poate da primăria, teren pe care să-ți construiești o locuință. Foarte mulți tineri apelează, mereu în ședințele de Consiliu Local văd că s-a aprobat un teren pentru cutare sau cutare persoană care dorește să construiască o locuință, dar de multe ori aceste terenuri sunt pierdute pentru că tinerii în decursul unui an nu au început lucrările și atunci legea spune că pierzi acel teren. Poate deputatul să găsească o altă cale prin care să ofere locuințe tinerilor? Cred că soluțiile pot fi variate. În primul rând, însă, ele vin dintr-un parteneriat lucrativ, să spunem așa, între domeniul public și cel privat, pentru că numai așa cred că pot fi identificate soluții pentru construirea de noi locuințe. În orice caz, eu constat, sau noi constatăm, că până acum primăria a acordat o atenție, să spunem așa, destul de redusă acestei probleme acute. Fie a plasat în zona unei organizații non-guvernamentale care a nu-i voi pomeni numele, pentru că am înțeles că nu facem reclamă mascată. Și la un moment dat cetățenii, sigur, pot să confunde eforturile unei organizații multinaționale cu, eu știu, un interes social cu cele, administrației. Da, cu cele care sunt specifice administrației în sine. Ori, sigur, administrația Frunză trebuie să spună foarte clar ce a făcut concret pentru a rezolva aceste solicitări, această problemă și care sunt plusurile care le punem într-un alt domeniu, pentru că în stilul caracteristic domnul Frunză cam în permanență își trece contul lui alte realizări, alte lucruri. Numai de vreme de, cred că începutul acestei săptămâni, municipiul Rădăuți a fost vizitat de primarul Vienei,
Vreau să vă spun că această vizită este un lucru deosebit pentru municipiul nostru, de ce să nu o recunoaștem? Nimeni nu poate că le spune altceva. Cu această ocazie mai ales prin gestul financiar care a venit. Gestul financiar care vine sigur pentru Spitalul Municipal Rădăuți și care este extraordinar de benefic. Însă, cu permisiunea dumneavoastră, aș face două, trei comentarii. În primul rând că asta în așteptare, în stand-by, la inițiativele care vin din partea unor persoane sau organizații care nu sunt subordonate, nu fac parte din administrația locală, nu mi se pare o atitudine normală și o atitudine lucrativă. A trebuit ca un om să fie mușcat de un câine pentru a constata cât de prost este dotat și cum reacționează autoritățile spitalicești din... Nu are cine, dar mă gândesc că... Un investitor austriac. Exact. Câți rădăuțini au fost mușcați de câini sau copii, bătrâni, femei? Ne întâlnim cu acești câini comunitari cam în orice zona municipiului, dar primăria, urmăream recent o emisiune televizată, la un alt post evident, în care primarul Frunză, în stilul caracteristic, plasa responsabilitatea într-o altă zonă. Mă mențin însă aici, în zona Spitalului Municipal, și vreau să spun că, grație intervenției deputatului Auler Olarean, Spitalul Municipal Rădăuți va primi 4 miliarde de lei vechi. Când? În viitorul apropiat, pentru că acești bani vor fi folosiți pentru reabilitare, inclusiv pentru tot ceea ce ține, să spunem, de reabilitarea Spitalului Municipal. Ei sunt deja prinși în... Au o destinație anume. Da, au o destinație pentru reabilitarea Spitalului Municipal. Mi se pare, ci clar, acolo sunt specificate și anumite categorii de aparatură medicală pe care, vă spun sincer, n-am reținut-o, care va fi achiziționată din acești bani și care este, sigur, foarte... Păi nu se suprapun necesar. Acum donațiile austriecilor, reparațiile sălilor de operație, partea de jos din triaj care deja este reparată? Nu cred eu că se suprapun și... De bani este nevoie în mod categoric. Da, niciodată nu vor fi suficienți. Aparatura medicală performantă, vedeți și discuțiile care sunt legate de Spitalul Județean de proastă dotare. Aparatura, repet, este foarte scumpă, iar lucrările de reabilitare sunt iarăși extrem de costisitoare la Rădăuți și tocmai din acest motiv deputatul Lorean, că a ales, sigur, și-a făcut datoria intervenind acolo unde trebuie, în calitate de membru al Comisiei de Buget Finanțe din cadrul Camerei Deputaților, printr-un amendament direct, repet, de 4 miliarde de lei. Așa cum am spus, este o atitudine care mi se pare firească, pentru că el n-a făcut altceva decât să intervină, să aducă bani exact unde trebuie. Și în aceeași măsură vreau să spun că intervențiile dumnealui se leagă și de o temă veche, care însă este preluată cam de toți candidații de la primăria rădăuțeană, aceea șosele de centură, pentru că orașul nostru este un oraș deja sufocat de mașini, lipsit de soluții. Domnul Daniel, vreau să vă spun că atunci când senatorul Prodan a fost pentru prima dată aici în studio, deci imediat după ce a fost ales, mi-a vorbit despre șoseaua de centură. Domnia sa spunea că, da, odată ce am fost ales, sunt senator, pentru că am plecat din această zonă, voi face Rădăuțului cadou o centură cum n-a mai fost. Bineînțeles că aceste lucruri s-au uitat. Poate că da. Și promisiunile celor pe care i-ați enunțat dumneavoastră sunt vorbe de campanie, ca să nu spun demagogie pură. Deci în cazul deputatului Aurel Oran, pentru că eu am fost director de campanie în 2004, noi am avut în programul electoral realizarea unei șosele de centură, care din nefericire nu s-a materializat pentru că n-am câștigat atunci primăria Rădăuți. Însă, la această oră, țin să vă informez că deputatul Oran, printr-un amendament direct, a obținut 3 miliarde lei pentru realizarea proiectului... Lei noi. 3 miliarde lei vechi, spun. Așa, pentru realizarea proiectului tehnic al șoseile de centură, care altfel aceste costuri ar fi trebuit suportate din bugetul Consiliului Local. Iată deci că a scutit, să spunem așa, bugetul rădăuțean de această sumă, care sigur poate fi folosită în alte scopuri de care sigur administrația are nevoie. Dacă adăugăm deci 4 miliarde pentru Spitalul Municipal, 3 miliarde pentru proiecte tehnice al șoselei de centură, dacă mai avem în vedere suma de 1 miliard pentru modernizarea unui drum forestier în lungime de 5 km aflat în administrarea ocolului Silvic Putna, un drum care merge la Munschit, iată că avem o sumă de 8 miliarde care au venit pe filiera
deputatului Aurel Olărean și, sigur, scopul pentru care au fost aduși acești bani este, reprezintă, până la urmă, necesități foarte, foarte clare. Fac un calcul și mai pun încă 30 de miliarde care au fost aduși toți de către deputatul Olărean, asta însemnând bani destinați bisericilor, dar nu bisericii, nu numai bisericii ortodoxe, este vorba de biserici, e vorba de cele 17 culte recunoscute oficial în România și care și-au membri în Rădăuți și în 20 de parohii din zona adiacentă în cazul bisericii ortodoxe. Deci au fost aduși bani și ortodoxilor, și romano-catolicilor, și greco-catolicilor, pentru că avem o biserică din 1932 construită în Rădăuți, a cărui pastor este, preot paroh este domnul Voloșciuc Ioan. Așa, au fost aduse bani pentru bisericile, cultele, să le spunem așa, neoprotestante. Prin urmare, nu s-a făcut, să spunem așa, o diferențiere foarte... Nu s-a făcut o discriminare, pentru că asta este foarte important. Da. Deci sunt 38 de miliarde aduse prin amendamente directe. Acum, bineînțeles că telespectatorii ar pune întrebare, dacă ar fi sigur, aici, ar pune și e dreptul dumnealor să facă. Dar mă văd în partea cealaltă a ecranului, pentru că sunt prea mulți ani de când fac televiziune și atunci o să vă întreb eu. Deputatul Olărean este la sfârșit de mandat. Dumneavoastră, care sunteți un apropiat al lui, puteți să răspundeți de ce vin toți acești bani acum și timp de 4 ani cât domnia sa a fost deputat, nu au venit acești bani. Pentru că acum, la sfârșit, ați citat foarte frumos, pentru biserici, pentru șoseaua de centură, pentru spital, pentru... E frumos, dar până acum... Numai acum când începe campania? S-au făcut și alte demersuri, dar vreau să spun în felul următor, cu permisiunea dumneavoastră. În primul rând, Aurel Olărean este un deputat ce reprezintă județul Suceava. Nu este neapărat un deputat al municipiului Rădăuți. Este un om care a făcut, și asta se poate vedea pe site-ul Camerei Deputaților, foarte multe lucruri și intervenții pentru cetățenii din județul Suceava, dar e adevărat că cel mai mult area lui de activitate a constituit-o Rădăuțu. Pe de altă parte, nu pot malițios chiar recunosc să nu constat că alți aleși au trecut prin Parlament, dar doar atât, pentru că n-au făcut și nu o să dau niciun fel de referire foarte concrete. Rădăuțeni sau din alte județe? Mă refer în genere, să spunem așa. General. Și aș vrea să mai spun un lucru foarte important. Încă de la început de mandat, deputatul Olărean ținut să-și aibă biroul în primărie și nu întâmplător și-a dorit o colaborare cu administrația, mai exact cu domnul primar Frunză, care însă nu s-a materializat. Nu s-a materializat pentru că în mod constant, din ceea ce știu... Sunt partidele de stânga, unele sunt de dreapta. Nu, domnul deputat a vrut să facă foarte multe lucruri ce țin de administrație, pentru că, până la urmă, este, cum știm, este un gospodar și un om al acțiunii. Dar domnul Frunză a refuzat de multe ori să meargă la București și chiar îl acuz de acest lucru, că n-a răspuns pozitiv chemării și îndemnul adresat de deputatul Olărean. Sigur, motivele dumnealui poate să aducă orice motiv. Nu este aici, sigur, nu poate să dea și unele răspunsuri, dar punctual, deputatul Olărean, cred că într-o altă emisiune, într-un alt context, va arăta de câte ori l-a invitat pe domnul Frunză pentru a răspunde aceste inițiative. Însă el, în maniera ei cunoscută, a răspuns ceva de genul. Eu sunt de la PSD, voi Alianța DAPE, atunci sunteți la putere, și deputatul i-a spus, vii cu mine, te introduc la diferite ministere. N-a vrut să facă. E adevărat că, așa cum știm, primarul este și un om extrem de... are cu tot un alt stil și... Înțeleg că s-a refugiat în, să spunem, în acest refuz și motivele, am spus, poate el dumnealui să le dezvolte. Ceea ce vreau să vă mai spun, se leagă iarăși de câteva contribuții ale deputatului Olărean, e vorba de o sumă de 13 miliarde pe care deputatul Olărean o aduce pentru Rădăuți, dar de data aceasta pe filiera amendamentelor comune cu deputatul PNL Mihai Sandu Capră. Este vorba de o sumă de 250 de miliarde care vin la Consiliul Județean Suceava, dar de aici merg spre bugetele consiliilor locale. Adică cu destinație Rădăuți. Dar o parte. Nu, numai 13 pentru Rădăuți, din care 5 miliarde sunt pentru reabilitarea grădinii zoologice, la care sigur s-a făcut discuție într-o perioadă cum că s-ar avea alte intenții. Deci pentru reabilitarea și mai exact aducerea ei la standarde europene.
3 miliarde vin pentru centrul istoric care arată dezastros în cazul nostru al Rădăuțului și centrul istoric este identitatea acestui municipiu Rădăuț, reprezintă identitatea, esența, ceea ce este Rădăuțul până la urmă. Și mai rămân 5 miliarde care sunt destinați reabilitării și modernizării casei de cultură din Rădăuț. Chiar dacă vin acești bani la final de mandat, noi știm că până la urmă sfârșitul înculnează opera și dacă tot a făcut aceste lucruri la final de mandat, ele rămân ca o realizare pentru Rădăuț și pentru rădăuțeni. Rămâne ca și rădăuțenii să aprecieze eforturile deputatului. Evident că cei care ne urmăresc vor aprecia eforturile în bună parte, funcție de aportul fiecăruia. N-ați venit cu mâna goală, mi-ați adus o casetă. Ce conține? Sigur că, așa cum spunea Marin Preda, când susții ceva, trebuie să te bazezi. Adică eu sunt istoric și știu că nu pot spune nimic dacă nu am și documente. Am adus cu mine o casetă pe care sunt filmat, evident, cu priceperea unui amator, intervențiile pe care deputatul Olărean le-a făcut în Parlament sau în Comisia de Buget Finanțe al cărui membru este și, sigur, se leagă aceste intervenții de lucrurile pe care eu le-am enumerat mai înainte. Șoseaua de centură, reabilitarea Spitalului Municipal, modernizarea casei de cultură, a grădinii zoologice, deci lucruri care țin de să spunem, modernizarea Rădăuțului, pentru că, deocamdată, Rădăuțul este încremenit de administrația aceasta, zic eu și am curajul să spun în proiect, este încremenit în timp, numai dacă mă raportez la recenta emisiune în care atât domnul Frunză cât și domnul Mârza încercau să ne convingă în secolul 21 ce bine e că avem apă caldă. De parcă astea sunt lucruri care ar trebui să ne preocupe pe noi în secolul 21. Vă dați seama ce înapoiat suntem. Asta este, dacă vorbim de apă caldă, acum, începutul secolului 21, și mai încercăm să câștigăm și încrederea pentru încă un mandat din partea alegătorilor. O sumă de 300.000 de RON pentru proiectul tehnic șosea de centură în municipiul Rădăuț. Mai nou, avem o investiție foarte mare la o companie austriacă și avem toate șosele în toate cărățele de foarte multe case care au probleme și din cauza traficului greu, infrastructura nu permite și aș fi vrut, dacă este posibil, cu îngăduința noastră, cu dumneavoastră, acești 300.000 de RON pentru proiect. Da, vă mulțumesc foarte mult. De la Ministerul Transporturilor sau de la... Vă mulțumim, a spus acolo, de la... Da, vă mulțumim foarte mult. Ministerul. Putem susține. Vă mulțumesc. Voturi pentru. Da, împotrivă. Abțineri, unanimitate, amendamentul a fost admis. Mergem mai departe, poziția 402. Domnule președinte, domnule ministru, am și un amendament la poziția 544 pentru o sumă de 400.000 de RON pentru Spitalul de Rădăuț. Este cu mulțumim Ministerului de Prioritate pentru anul viitor și am vorbit mai devreme că nu facem excepție pentru niciun spital aș vrea să fac o rectificare, aș vrea pentru reabilitarea Spitalului de Rădăuț, pentru că are o stare jaltică. Și arată, cum arată în mare parte spitalele din România, domnul Nidare. Dacă modificați amendamentul care are reabilitare, de consolidare, reparații, tot altceva. Și da, sigur, că dacă dumneavoastră nu acceptați pentru aparatură, cu toate că în Rădăuț, în spital, nu au niciun fel de aparatură medicală, vreau să modific acest amendament și cer pentru reabilitarea spitalului din Rădăuț. Dacă este posibil, suma de 400.000 de lei. Vă rog, domnule ministru. De acord, dacă se modifică amendamentul. Am înțeles. În condițiile date, atunci vă retrageți amendamentul la poziția 544. Nu, nu. Lăsați vot, domnule. O secundă. Retrageți poziția 544 și avem un nou amendament. Așa e, așa e. Cu aceeași valoare. Ce este pentru amendamentul prezentat verbal de domnul Olărean? Vă mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Vă mulțumesc. Eu aceste amendamente le-am depus la Comisia Buget Finanțe și staful Comisiei trebuia să le direcționeze exact unde trebuie. Adică ei știau mai bine în care anexe trebuia să ajungă aceste două amendamente care s-au discutat până în prezent. E vorba de punctul 277, cele 200.000 de RON care le-am cerut pentru reabilitarea centrului istoric din municipiul Rădăuț și cel de la 267, în sumă de 300.000 de RON. Domnule președinte, poftiți, domnule. Eu conclu
ca amendamentele punctuale de acest fel să fie centralizate, dacă nu vă supărați, la dumneavoastră, cei doi președinți. Să ne le dați nouă și până joi, când terminăm, sper, dezbaterile, noi să așezăm fiecare amendament în locul care îi se cuvine și joi să facem votul pe aceste amendamente ca să nu curcăm acum dezbaterile cu amendamente ce aleși. Vă rog eu, centralizațiile până joi dimineață și noi joi le așezăm pe fiecare. Rămân pentru noi, dar mai ales pentru telespectatorii, pentru rădăuțenii, pentru toți cei care ne urmăresc și sunt aproape de postul noastră de televiziune, și nu realizările, realizările și eforturile, pentru că asta a vrut dumnealui să sublinieze, faptul că în mod efectiv a contribuit la aducerea acestor bani și a avut în centrul activității sale câteva obiective care altfel spus rămâneau pe mai departe nerezolvate de către administrația Mihai Frunză și aș parea cu oricine că așa va fi, pentru că aș vrea să fac și o glumă până la urmă pe final. Cred că nu trebuie să așteptăm ca un potent oameni de afaceri, un virtual oameni de un om de afaceri să fie mușcat de un câine ca să aducă din nou bani pentru spital sau, Doamne ferește, pentru alte, să spunem, zone ocupaționale sau obiective de pe raza municipiului Rădăuți. Cred că nu e nevoie de acest lucru și vreau să cred că respectivul incident a fost doar o întâmplare. Numai că știți cum spunea și Einstein, când ies pe stradă și când văd câinii, mă gândesc că n-a fost deloc o întâmplare. Da, păi n-a fost o întâmplare, de vreme ce însăși directorul pe probleme medicale a Spitalului Rădăuțean a afirmat către primarul Vienei, citez, noi încă mai creștem câini de aceia care sperăm să ne aducă tot așa niște sponsori. O afirmație care mi se pare foarte gravă, pentru că nu știu dacă austriecii percep aceea noțiune de glumă vis-a-vis de o mușcătură de câine. Pe de altă parte, vă întreb că spuneați că ați fost director de campanie mandatul trecut, nu știu dacă sunteți și anul acesta, nu, dar probabil fiind în staff și fiind purtător de cuvânt, știți că se fac sondaje și dacă știți cum stați până acum, așa, la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Stăm, deci, de domnul deputat Aurelian este cotat de către electorat în ultimele sondaje, de acum circa 3 săptămâni, destul de aproape de primarul Frunză, care și atunci era pe primul loc. Repet, deci însă, acum este tot el pe primul loc. Nu avem date, să spunem așa, eu mă referam la un interval în urmă cu 3 săptămâni. 3 săptămâni. De atunci și până acum încă n-am făcut sondaje, dar vom face cu siguranță, pentru că fiind o campanie pe care noi dorim cât mai profesionistă, trebuie să fim aproape de electoral pentru a ști pulsul, pentru a-i cunoaște nevoile și pentru a ne plia până la urmă pe așteptările lor. Pentru că fără voturile rădăuținilor, tot ceea ce vrea să facă deputatul Laurelean și noi ca și partid rămân promisiuni, rămân obiective, rămân planuri. Da, important este de altfel ca cetățenii să meargă la vot, adică să-și exercite dreptul de vot. Nu știu, încă mai cred că vor da un vot de blam politicienilor. Încă mai cred. Nu sunt încă convins că veți reuși să-i scoateți din casă. Nu vreau să spun cu cine vor vota, dar vreau să spun că nu vor să iasă din casă. Da, dar aș vrea să le spun cetățenilor municipiului Rădăuți cu drept de vot că neparticiparea la vot înseamnă un gir pentru lucrurile pe care le condamni. Nu ești de acord, să spunem, cu primarul Frunză, nu ești de acord cu deputatul Lorean, nu ești de acord cu un alt candidat, dar dacă nu mergi la vot, nu vei rezolva problema. Numai ieșind la vot și punându-ți ștampila, punând ștampila exact pe candidatul pe care îl preferi sau formațiunea politică, înseamnă că ți-ai manifestat opinia. Altfel, conștiința noastră civică se cheamă că este... Da. Ne... Mulțumim pentru prezența dumneavoastră în studioul televiziunii noastre. Iar noi, stimați telespectatori, mergem mai departe pentru că vom asista împreună la lansarea unui nou candidat. Biblioteca Tudor Flondor a găzduit în această săptămână lansarea oficială a candidaților PNCCD la Consiliul Județean, precum și la primăriile din zonă.
În prezența președintelui Marian Petre Miluț și a unor invitați de marcă, cum ar fi domnul Vasile Lupu, Petru Juravlea și Constantin Fătu, a fost anunțată și candidatura la primăria Rădăuți a domnului inginer Mircea Irimescu, precum și lista de consilieri. Vrem să începem adunarea printr-un cuvânt rostit de părintele Vasile. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-i nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și negreșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția, slava și puterea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. În continuare, v-aș ruga un moment de reculegere în memoria partidelor, partidului și a ultimilor dispăruți din față de rândurile noastre, inclusiv ultimul dispărut, domnul Mihai Costa. Avem onoarea să avem invitați de marcă. Domnul președinte al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, domnul Marian Petru Miluț. Domnul vicepreședinte al Partidului Național Țărănesc, domnul Vasile Lupu. Domnul președinte al Organizației Județene a PDSC, de domnul Petru Juravlea. Domnul profesor Fătu, președintele Organizației Județene Iași. De asemenea, mai sunt prezenți membrii biroului județean al partidului, a fost în președință de birou, și președinți de organizații comunale din zona Rădăuților. Mulțumim de asemenea domnului președinte al Partidului Conservator Rădăuți, domnul Petre Pasola. Ca și gazdă, permiteți-mi să nominalizez întâi pe domnul inginer Mircea Irimescu, candidatul PNCC. Domnule președinte al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, vrednici fruntași ai partidului nostru, stimați invitați, n-am venit în Bucovina să-l contrazic cumva pe Eminescu. Întotdeauna am crezut și nici n-am antrenat divergențe pe acest text al lui Eminescu. Bucovina este partea cea mai veche și mai frumoasă a României. Și am fost fericit, am fost onorat să răspund provocării județului Suceava și la votul biroului județean de conducere al PNCCD să mă prezint candidat pentru președinția Consiliului Județean. N-am a vă spune noutăți despre mine, că în general ne cunoaștem. În prezent, profesional, sunt unde eram și înainte de 1990, cercetător la Academia Română, filiala Iași. Profesez avocatura, mi-am suspendat activitatea didactică universitară pentru că nu le puteam acoperi pe toate
și m-am întors la casa părintească, în satul Corn, comuna Liteni, luând gospodăria familiei în primire, după ultimul cuvânt al mamei, după ultimul cuvânt al tatei, și am hotărât să-mi închei activitatea politică, deși uneori mă gândesc că peste 4 ani voi fi ca de vârsta lui Ion Iliescu la Revoluție, dar oricum mă gândesc să-mi închei activitatea politică slujindu-mi satul, comuna, județul. Mă așteptam ca județul Suceava, acum după ce am intrat în Uniunea Europeană, să vină prin partidele care conduc astăzi țara, prin partidele parlamentare, cu niște grei la președinția județului. Îi cunosc foarte bine, mă întristează că numai atât îi se oferă Sucevei, dar cred că dacă vom reuși să transmitem mesajul nostru sucevenilor și bucovinerilor, vom reuși să dăm un exemplu României de bună administrare, de simț civic, de europenism. Care este problema principală a administrației locale de astăzi în România? Până acum plângea că nu are bani, nu are fonduri. Acum problema principală este că bani sunt și n-are cine îi cheltui. Și unde nu-i cap, vai de picioare. De ce nu se repet acești politicieni care își schimbă culoarea de la un mandat la altul la banii trimiși de Uniunea Europeană? Că sunt mai bine păziți și riscul este mai mare. Cine și-ar fi închipuit în Europa că, dobândind România țară de membră a Uniunii Europene, ministrul integrării României, unde? În Europa, va fi cercetat penal pentru administrarea fondurilor pe care contribuabilul occidental, francez, neamț, olandez, belgian, i-a trimis românului ca să-l civilizeze. Deci, cu ocazia candidaturii mele la Suceava, stabilindu-mă la casa părintească de la Corn, vor afla sucevenii și bucovinienii că Vasile Lupu, după legea Lupu, n-are de primit o palmă de pământ, n-are de primit un copac din pădure și că toată averea moștenită înseamnă 3 hectare și 50 de ar teren arabil și 1 hectar de pădure, de unde primarul care m-a făcut cetățean de onoare al orașului Liteni mi-a mai ras 4 sau 5 ani, că era prea mult 1 hectar de pădure pentru Vasile Lupu. Alta avere decât casa care mi-am construit-o în Iași prin muncă și nu o casă zidită așa după un proiect anume, ci un apartament la bloc și casa părintească aici la Corn Liteni, și am să invit pe toți cei care au fabulat despre averile lui Vasile Lupu, vorba lui Năstase, să-mi iau o cafea la mine în livadă, că am unde-i primi. Așa se vor lămuri poate sucevenii și bucovinenii, că n-am venit pentru mine. Dacă reușesc la președinția Consiliului Județean Suceava, veniturile mele se înjumătățesc. Deci nu pentru mine a venit. Și trebuie să vă spun aici că în toată viața mea cel mai prost am câștigat când am avut al 4-lea salariu în stat după șeful statului, când am fost vicepreședinte al Camerei Deputaților și președinte al Delegației Parlamentare Române
la Consiliul Europei. În rest, am făcut economie de piață și pe timpul lui Ceaușescu, cu profesia care o am, pot trăi foarte bine și foarte liniștit. Aș putea să stau acasă să mă pregătesc pentru vârsta înțelepciunii, dar oameni buni, să vezi orașele Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc, am însurat cândva acolo, nevastă mea este aici, prin Câmpul Lung, comunitate care are numai 6.000 de hectare de pădure, care ar putea valorifica din plin banii europeni pentru turism. Nu se mai poate merge nici cu carul cu boi. Mașina o rup în două. Dacă pe șoseaua principală se mai avizează un șantier în lucru, pe străzile laterale e vai și amar. Stimați invitați, stimați concetățeni. Sunt emoționat, sunt și bucuros, simt cu totul o experiență nouă în ceea ce fac și mă bucur pentru faptul că am ajuns în această postură, mulțumindu-le celor care m-au investit. Spun că este o experiență nouă datorită faptului că o simt trăită. Mă simt implicat. Știam din lecturi cum vine jocul democratic, politic, toate lucrurile care țin de lupta electorală și altele, dar este cu totul altceva văzut ca un spectator și altceva este de trăit. Menirea partidelor politice este să se prezinte la judecata alegătorilor din 4 în 4 ani, după regula democratică de la noi din țară. În alte părți sunt alte reguli, dar la noi, partidele, dacă se respectă și sunt cu adevărat partide politice, trebuie să se prezinte din 4 în 4 ani cu o ofertă electorală către populație și în cazul în care oferta le este acceptată, să își îl pună în aplicare, în limita în care a fost investit, programul politic. Tocmai respectând această stare de lucruri, am acceptat candidatura Partidului Național Țărănesc pentru orașul Rădăuț, pentru primăria orașului Rădăuț. Împrejurarea în care s-a petrecut acest lucru este legată de faptul că orașul părea dominat de două forțe politice, respectiv de două persoane promovate de aceste două forțe politice. Am considerat că sub nicio formă nu merită Rădăuțul numai atât, nu merită Rădăuțul de a fi judecat pe termenii suporterilor unuia față de suporterii celuilalt, cu alte cuvinte, o reducere la un alb-negru foarte păgubitor. Trebuie introduse nuanțe, trebuie introduse idei și trebuie introduși și oameni noi și formațiuni politice noi în această luptă. Pentru că această ecuație a ofertei electorale din partea partidelor, cât e Câinește, cât este Rădăuț, funcționează oarecum. Dar este deficitar răspunsul din partea cetățeanului, răspunsul din partea alegătorului. Prea mulți ani de dezamăgiri, prea multe decepții, prea multe necazuri și suferințe pentru unii, au introdus în masa cetățenilor, în corpul electoral, o apatie care nu arată și nu prevestește nimic bun. Cetățeanul trebuie să aibă un rol activ. Acesta a fost principiul de bază al ofertei noastre și a ofertei mele. Doresc să fac un apel către cetățenii orașului Rădăuț să fie activ, să participe la această muncă electorală, la acest proces complex, să nu se lasă induși în eroare de faptul că lor li se cere un rol secundar și că rolul este numai în ziua alegerilor, după care acest rol încetează, să fie atenți la toate încercările de manipulare, de toate formele la care sunt supuși. Am în vedere
un activist civic care să facă imposibile toate lucrurile care în momentul de față sunt acuzate ca fiind la limita legalității. Unele de-a drepturi fraude, conduite ale unor conducători și îmbogățit. Eu mă feresc de cuvinte așa dure, cum a folosit domnul Lupu, dar câteodată este imposibil de evitat, a unor îmbogățiri jenante din partea unor. Este supărător că primăria locală a devenit un fel de centru în care se discută interesele cele mai mari. Oameni care nu-și propun să facă bani în afaceri economice, cum e normal. Vrei să te apuci de ceva, faci o societate comercială, te duci, câștigi, plătești impozitele și totul este foarte bine. Se atrage spre primărie. Sunt lucrări. Se păstrează așa o zonă de gri, o zonă de lucruri întunecate. Se sugerează faptul că o serie de lucruri se rezolvă numai pe sub mână. Că se rezolvă potrivit unor relații. Poate e mult spus mafiote. Dar unor relații care sunt între oameni. De aici o miză enormă. Ceea ce deranjează. Ceea ce face mult rău comunității locale. Dacă acest exercițiu din partea cetățeanului privind obligarea la respectarea legilor privind transparența s-ar exercita, n-am avea Rădăuț în momentul de față pe site-ul primăriei materiale de la sfârșitul anului trecut. Ca ultimele, ca fiind cele mai noi. Ar exista un forum. Ar exista acolo o posibilitate a cetățeanului de a cere. Unele lucruri care nu se mai termină niciodată, în sensul dezvăluirilor, în sensul elucidărilor, s-ar afla mai ușor. Și vă dau un exemplu. Există în Rădăuță această problemă a gospodăririi resurselor locale ale primăriei. În general, este o criză de bani deosebită. Această criză de fonduri, și pentru investiții, și chiar pentru obligațiile legale în domeniul social care sunt în Rădăuță, este cauzată de faptul că nu se colectează impozitele la un nivel acceptabil, să mergem sub 70% din colectarea impozitelor locale, nu se accesează fonduri europene cum s-ar putea face pentru lucrări de investiții și nu, în ultimul rând, se și cheltuiesc și se risipesc resurse care ar fi la îndemână comunităților, colectivităților locale, cum este termenul prevăzut în lege. Și vă dau un exemplu. Se vorbește în Rădăuț faptul că primul teren de după parcul de pe Bogdan Vodă pe stânga, terenul poartă în poartă cu mănăstirea Bogdan Vodă, s-a vândut recent cu suma de 25.000 de euro aro. Pentru 20 de ari de teren este un ogor care începe în stradă, în trotuarul de la Bogdan Vodă, dincolo de monumentul eroilor din primul război mondial și pe urmă și din al doilea, și care se termină în partea cealaltă la chioșcul care, Genesis, care se numea. Deci, 500.000 de euro. În aceste condiții, terenul din curtea primăriei Rădăuț, la o ușoară privire, costă 1.000.000 de euro. S-a făcut construcția unui hotel care a costat, să zicem, 2.000.000 de euro. Este bine că s-a făcut hotelul. Este bine că este așa cum este. Dar este bine oare că cetățeanul de Rădăuț n-a putut să spună un cuvânt când s-a cheltuit, că s-a cheltuit, de fapt, un bun al primăriei de 1.000.000 de euro? Poate era mai bună o asociere. Poate era mai bună un contract de asociere în care primăria să aibă pentru toată durata existenței construcției a unui număr de acțiuni. Să zicem 25%, 30% să fi fost. Sau poate că este așa. Noi toți nu știm, nu cunoaștem lucrurile acestea. Multe alte lucruri nu le cunoaștem. Eu, de pildă, am umblat cât am putut umbla în Europa și n-am văzut în capitalele mari ale Europei, n-am văzut pavaje de trotuare cu pavele din acestea de uz, să zic așa, gospodăresc, de uz privat, folosite pentru circulație intensă. Acum începe să se vadă cum se exfoliază. E o întrebare cetățenească. Cât costă un metru de pavaj
Și cetățeanul va trebui să învețe rând pe rând să întrebe. Nu toți cetățenii în cor. Nu trebuie să făcut revoltă pentru chestiunea aceasta. Trebuie pornit un mecanism democratic pentru lucrurile acestea. Să știm, dacă un OPA avea din aia a fost analizată și este într-adevăr indicată pentru, pentru trafic intens, să știm cât costă un metru cub de, de asfalt, să știm ce beneficii se înregistrează la societatea de servicii comunale care are 100% capital social numai al primăriei. Trebuie să știm lucrurile acestea. Săptămâna aceasta am aflat un lucru care pur și simplu, așa, nici acum nu mi le explic, se judecă societatea de servicii comunale din Rădăuț cu liceul Eudox Urmuzache, cu școlile, pentru zeci de milioane de lei care sunt penalități pentru întârzierea plății facturilor de întreținere. Liceul nu poate plăti factura decât la data în care îi virează banii primăria. Primăria este acționar la servicii comunale. Primăria n-a virat banii, servicii comunale dă liceul în judecată, penalitățile trebuie să le plătească tot primăria și ajung niște bani în condițiile astea în conturile unei societăți comerciale despre a cărei administrare sau despre a, analiza exercițiului financiar a acestei societăți nu există transparență. Și aș putea continua cu multe alte lucruri. Doresc să mă opresc aici. Nu pot prezenta program de campanie pentru că nu este încă campanie electorală. Doresc numai să spun că în Rădăuț trebuie, în afara lucrurilor cu totul speciale și a instituțiilor care funcționează pentru întreținerea bătrânilor, pentru întreținerea copiilor abandonați, pentru persoanele aflate în nevoi, pentru alte lucruri care țin aceste probleme sociale, care de fapt nu sunt inițiative locale, ele se bazează pe o legislație care trebuie respectată în vigoare, ar trebui să ne gândim foarte serios la un sistem de solidaritate socială în oraș. Să combatem într-o formă, să instituim un program pentru aceasta singurătatea unor oameni. Există oameni care poate nu pot participa la, la civismul la care am făcut eu referire aici. Pentru că numai asupra acestei chestiuni am dorit să mă refer astăzi. Și în momentul de față nu există niciun proiect, niciun program în, în domeniu, în această chestiune. S-ar mai putea spune poate și alte lucruri. Dacă s-ar spune poate că ar fi polemice, nu e momentul, nu e cazul, cred, acum. Vor urma perioade în care sperăm că se vor dezbate toate. Eu invit la o dezbatere civilizată a acestor lucruri, invit la meditație pe toți oamenii să considerăm aceste alegeri ca un parteneriat. Noi, pentru că am avut curajul să ieșim în față, să arătăm și să oferim, ceilalți pentru că au tot dreptul să ne judece, în toate formele, foarte sever, și să facă acest exercițiu. Dacă se poate ca acest lucru să se termine civilizat, cum ne-ar sta bine acestui început de secol și de mileniu, ar fi în folosul și în câștigul nostru al tuturor. Și în primul și în primul rând al comunității locale. Eu sper la acest lucru și nu știu dacă mai am ocazia să vă adresez la o parte dintre dumneavoastră, vă doresc sărbători fericite. Sănătate! Deocamdată o voi citi în ordine alfabetică, pentru că nu i-am ordonat prin alte criterii. Când ați scuzați-mi de politețe, de nu prostit doamna sau domnul în fața fiecărui nume. Botezat Marcel, Olibaba Constantin, Curelar Mihai, Grigorian Artemiza Leonida, Grigorciuc Cornel, Irimescu Mircea, Ivanov Ioan, Olinici Ovidiu, Preotescu Gheorghe, Pavel Costel, Simota Curelar Adrian, Spich Marius, Tanasiev Neculai, Tofănel Constantin, Tofănel Ștefania, Tima Ovidiu, Tudore Nicolae, Grigoreanu Ion, Văcăreanu Ana, doamna Vasilovski Răduța și ultimul Bataman Dorin. Thank you.
Doamne și domnule, acum sigur că noi putem constata că lipsa de participație politică activă, care înseamnă și un exercițiu al vorbirii și al comunicării, se simte în cadrul partidului și candidații noștri, deși oameni de bună credință, oameni cu frica lui Dumnezeu și oameni care într-adevăr au făcut ceva în viața lor, au oarecare reținere să se prezinte, au oarecare reținere să vorbească despre intențiile lor bune și aș dori să le transmit cu toată puterea pe care o am să depășească acest moment. Pentru că altfel nu pot fi credibili, altfel nu pot transmite mesajele partidului. Deci această timiditate și această reținere trebuie depășită. Deci nu este normal, pentru că PNCCD-ul nu este un partid mic. PNCCD-ul este cel mai important partid pe care l-a dat România vreodată. Aș dori ori închideți ușa, ori poftesc înăuntru. Dacă ați fi la PSD și aici e președintele PSD-ului, ceilalți ar pleca acasă. Atunci când vorbește președintele partidului și ușa e deschisă. Pentru că una din cerințele pe care trebuie să îndeplinească un partid, dacă vrea să acceadă la putere, este disciplină și exemplu personal. Nu poți fără disciplină și exemplu personal să ceri votul oamenilor. Ori învățăm să fim disciplinați și să fim bine pregătiți și bine antrenați, ori atunci ne lăsăm și lăsăm pe alții să conducă. Deci, reiau, PNCCD-ul este cel mai important partid pe care l-a dat România. Vă spun vouă, tinerilor, pe care văd foarte mulți în această sală. Într-un moment greu pentru România, în 1926, atunci când liberalii nu mai erau în stare să conducă România și nicio altă forță politică, inclusiv monarhia, nu mai făcea față cerințelor de după primul război mondial, cei care au avut puterea și curajul să preia conducerea României au fost cele două mari partide, Partidul Național Român și Partidul Țărănesc. Aceste două partide, conduse unul de Maniu din Ardeal și unul din Țara Românească, de Ion Mihalache, au făurit România modernă și au reușit într-adevăr să construiască tot ceea ce este semnificativ și cu care noi ne mândrim astăzi în România. Vorbesc de clădiri importante, vorbesc de arhitecturi care au străbătut întreaga Europa. Și atunci, PNCCD a fost un partid respectat și ascultat de întreaga Europa. PNCCD-ul a dat oameni și prim-ministri de talia unui Nicolae Iorga, de talia unui Titulescu, Magiaru, Maniu, Mihalache și alții. Deci oameni care au făurit istoria României. Iar în 1947, când a fost desființat, el era principalul adversar al comunismului care se instala dinspre Rusia. Și principalul adversar care nu permitea instalarea bolșevismului în România. Sute de mii de țărăniști, în special liderilor, au înfundat pușcăriile. Sute de mii de oameni au murit în pușcărie, așa cum au murit președintele Maniu și președintele Mihalache. În închisoarea de la Sighet, Iuliu Maniu, și în închisoarea de la Râmnicu Sărat, Ion Mihalache. Și atunci, întrebarea se pune, de ce PNCCD? Pentru ceea ce a făcut și pentru ceea ce poate PNCCD oferi. De ce? România are nevoie astăzi de un nou proiect. De un proiect economic și social. A treia latură ca să se închidă triunghiul. De ce? Pentru că oamenii nu trăiesc la nivelul celor din Uniunea Europeană și România nu arată ca o țară europeană. Și atunci, eu vă cer vouă, tuturor candidaților, să vorbiți despre acest proiect. Am văzut și m-am uitat puțin despre ceea ce gândește domnul Mircea Erimescu pentru cetățenii din Rădăuți. E bine. E bine că privește înainte. E bine că privește pentru transformarea Rădăuțiului într-un oraș cu valențe europene. Vreau să vă mai informez ceva. Singurul oraș din România care are perspective să răspundă din punct de vedere cerințelor europene este condus de un primar țărănist. Vorbim de Timișoara, condus de 3 mandate de primarul Gheorghe Ciuhandu.
Este singurul oraș din România care în următorii 5 ani poate îndeplini cerințele de oraș european. De ce nu s-a întâmplat în altă parte? Veniți la București să vedeți ce jale de oraș avem condus de primar pediști. Veniți să vedeți. Și atunci, dacă vreți să vă organizez eu, vă iau un microbuz, un autocar, acesta, ca să mergeți să vedeți cum ne mișcăm noi în București, ce aer respirăm și cum, modul în care este organizat în Devălmășie, o capitală, așa zis, europeană, care au făcut un coridor ca să meargă în altele personalități și restul nu s-a putut vedea nimic. Nici o ieșire pe străzile laterale. Și atunci, eu cred că dacă ne vom gândi înainte ce trebuie să facem, nu la borduri, canalizări și așa mai departe să vă opriți. Astea sunt lucruri pe care le vom pune în aplicare imediat. Pentru că de ce nu le-au făcut alții înaintea noastră? Pentru că ar fi pierdut voturi. Pentru că ar fi răvășit orașul și ar fi spus, uite, doamne, ce dezordine a făcut omul ăsta. Pentru că ei nu știu decât în devălmășie. Nu știu să organizeze o anumită activitate și să anunțe, să dialogueze cu cetățenii, să spună când anume să faci o lucrare și să o stabilești în ce termen. România lucrează fără termene și fără proiecte. Și mai ales lucrează fără transparență. Cetățenii nu sunt informați. Și eu vă cer să informați. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă un primar sau un candidat este să informeze pe alegători. Și cel mai important lucru la care țin alegătorii este ca ceea ce promit cei care candidează să se respecte. Este cea mai importantă cerință pentru un politician. Dacă și-a asumat ceva, să și îndeplinească. Dacă nu îndeplinește, își depune mandat. Așa e logic, așa e normal în orice democrație din lume. La noi, dacă ai promis ceva și nu ai făcut, vii cu nerușinare încă o dată și încă o dată ca să ceri mandatul, să-l cumperi și să-i mituiești pe alegători. Stimați spectatori, am obișnuit ca în fiecare săptămână să vină în studioul nostru personalitățile orașului care s-au angrenat deja în cursa electorală. Spunem că nu este campanie electorală, este pre-campanie, dar este bine să știm pe cine votăm și de aceea se află în studioul nostru. Domnul Dorel Petru Crăciun, bine ați venit! Mulțumesc de invitație, bună ziua! Am spus că este bine să știm pe cine votăm, adică nu că vom vota Dorel Petru Crăciun, dar e bine să-i cunoaștem pe cei care pretind la fotoliul de primar. Mulțumesc! Spuneam adineori că suntem într-o etapă care a fost numită generic de pre-campanie, dar este de fapt o campanie în toată regula. Dumneavoastră cum stați cu această campanie? V-ați aliniat? Deci în primul rând am îndeplinit procedura legală pentru depunerea candidaturii, deci am dosarul înregistrat atât la biroul electoral municipal cât și la judecătorie. Trebuia să adunați un număr de semnături. Da, am suficiente semnături pentru mai multe candidaturi. A, deci ați strâns prea multe sau cum? Nu, am strâns suficiente. Și ați depus dosarul? Am beneficiat de sprijinul prietenilor, a cunoștinților, a familiei și am făcut un demers bun, zic eu. Bun. Care e următoarea etapă? Unde se depun aceste dosare? Eu am încheiat toate formalitățile. Dosarele sunt depuse, deja? Am spus, deja la judecătorie. Deci sunt candidatul... Cu numărul? Cu numărul 1 înregistrat în registrul judecătoriei Rădăuț. V-ați grăbit, da? Nu m-am grăbit, dar... Toate lucrurile trebuie făcute la timpul lor. În această precampanie, toți contracandidații dumneavoastră, în majoritate, vorbesc de o schimbare. Este vremea marii schimbări, este timpul să schimbăm. Ce ar schimba Crăciun Dorel dacă ar fi viceprimar sau primar? Domnul sau Cornel, consilier? În primul rând, în calitate de candidat independent, am avut posibilitatea să stau de vorbă cu foarte multă lume, cu mulți locuitori din municipiu. Pentru că trebuie să-mi fac exercițiul de a culege semnături. Cunosc foarte bine toate problemele pe care oamenii le semnalează, le-ar dori rezolvate în municipiu, de la trotuare, drumuri, apă, canal, locuri în grădinițe, acces la bază sportivă, siguranță, iluminat, multe altele care, bineînțeles, toate sunt în atenția mea, sunt înregistrate și consider că pot fi niște priorități de lucru în condițiile în care am să câștig mandatul de primar. Legat de întrebarea dumneavoastră,
Ce ați schimba? În primul rând, eu am spus și data trecută când am fost în studioul la dumneavoastră. Avem nevoie de un nou concept de administrație locală și zic eu, pentru că de asta sunt și prezent în această luptă electorală, ca să-i spun așa, un nou model de primar. Suntem în anul 2008. Deci dumneavoastră ați schimbat primarul și eu, administrație. Nu schimbarea toată administrația, modului de gândire a ceea ce vrem pentru orașul Rădăuți. Cum? Avem nevoie de oameni cu gândire în perspectivă. Avem nevoie de oameni tineri. Noi trebuie să accesăm fonduri pentru municipiul Rădăuți dacă credem în dezvoltarea orașului nostru. Noi trebuie să atragem investitori în municipiul Rădăuți. Noi trebuie să sensibilizăm investitorii locali și să-i ajutăm. Pentru că avem foarte mulți rădăuțeni capabili să facă afaceri. Mai nou am observat în municipiu că dacă până acum câțiva ani se construiau numai case și locuințe, se construiesc hale, nu? Se construiesc foarte multe hale, da? Este un semnal pozitiv. Înseamnă că în spațiile respective o să lucreze, o să câștige salarii și, bineînțeles, o să plătească și taxe la municipalitate. Domnul Crăciun, vedeți dumneavoastră de multe ori chiar prezenți aici contra candidatele dumneavoastră sau politicieni, am observat că de-a lungul anilor în campanie se fac multe promisiuni, după aceea cetățeanul, cel care odată la 4 ani este mânuitor de ștampilă, nu mai este consultat, nu mai este întrebat, nu îi se mai cere părerea, iar toate cele listate adineori de dumneavoastră devin promisiuni. Atunci când realizez un interviu, fie că sunt într-o grădiniță, într-o școală sau într-o unitate bugetară, de fiecare dată nu pot să ocolesc întrebarea ce se referă la bani. Pentru că toată lumea suferă de bani în ziua de astăzi. Când vine vorba, mereu se spune, am face mai mult, dar n-avem bani. Noi am vrut să facem, dar n-am avut bani. Și toate se învârtă în jurul banului. După ce va trece această campanie electorală, parcă văd că cel care va fi primar va vorbi despre trista moștenire a trecutului, despre un buget sărac, care nu are bani și o să spună, păi aș face, dar eu am moștenit un buget care e egal cu zero. Eu respect toți contracandidații mei și am demonstrat în activitatea mea că nu-mi place să mă joc cuvintele. Să nu credem că sunt bani undeva care de abia așteaptă să vină Rădăuți. Așteaptă alegerile să vină la Rădăuți. Pentru a aduce bani trebuie să muncim. Așa. Trebuie și să știm. Nu sunt bani și nu mai faci. Domnul Cărdei, eu am experiență. Sunt administrator de foarte mulți ani. Am un mandat de parlamentar, știu cum se deschid ușile la București, cunosc mecanismele, știu că pot să fac acest lucru chiar și dacă sunt partide la guvernare care poate nu mă simpatizează sau poate nu am făcut parte din ele la momentul potrivit. Deci ca independent ați avea puterea să aduceți fonduri pentru Rădăuți? În primul rând trebuie să ai voință, pentru că putere, dacă vrem, avem toți. Și n-ar fi banul o problemă pentru administrație? Este o problemă. Întotdeauna banii nu ajung. Dar trebuie bine gospodăriți. De asta spuneam că avem nevoie de un nou concept administrativ. Trebuie să știm să stabilim prioritățile și, bineînțeles, să cheltuim banul la vedere în interesul general. Cum vedeți dumneavoastră potențialul local într-o balanță de aducere a banului? În primul rând, Rădăuțul, la ora actuală, are într-adevăr, multe valențe a unei zone economice în dezvoltare. Eu aș spune că are mai mult decât Suceava. Are mai mult decât multe localități, din județul Suceava. Mulți oameni din Suceava. Avem potențialul nostru local, care, am mai spus, trebuie stimulat, da, și încurajat ca să se dezvolte, da, oamenilor de afaceri. Avem depus în valoare, da? Ne trebuie o reclamă deosebită, spunem, valoare obiectivele care ne sunt specifice, da? Rădăuțul era perla Bucovinei, da? Da, hai să vorbim. Avem mănăstire, stați un pic, domnul. Vorbim în concret, da? Avem mănăstirea Rădăuț, da? Care trebuie inclusă într-un circuit turistic adevărat. Avem un hipodrom în Rădăuț, care nu l-au foarte mult. Cum le-ați promovat? În primul rând trebuie să ne facem reclamă. Trebuie să ne facem reclamă. Lumea trebuie să știe că avem așa ceva. Avem în Rădăuț o grădină zoologică, care nu știe multă lume. Unde este? Discutăm numai în Consiliul Local câți bani cheltuim sau dacă mutăm sau nu mutăm de Rădăuți.
Lucrurile astea trebuie promovate prin program. Cum? Prin programe publicitare, prin programe în care distribuite la nivel național. Vă dați seama, dacă ar veni turiști, nu, se dezvoltă și zona serviciilor, da? Și zona hotelieră, totul vine, unul după altul. Avem nevoie de oameni care să vină în Rădăuți, oameni care să vină în Rădăuți și să cheltuiască bani în Rădăuți. Și atunci toată lumea este fericită. Deci creează locuri de muncă. Reclama ar fi o... Și turistul care ar veni, ce-ar găsi? Ce-ar găsi? Păi bineînțeles, trebuie să găsească un orat curat, un orat sigur în care turistul să plimbe seara liniștit prin orașul nostru, da? Să găsească facilități, să găsească locuri de cazare, lucruri care duc toate la progres. Un muzeu? Un muzeu, bineînțeles. Chiar e o treabă hazoasă în Rădăuț. Muzeul și galeriile de artă sunt închise la sfârșit de săptămână. În weekend? În weekend, dacă nu omul avea posibilitatea să le viziteze. E un semnal care ar trebui unii să-l ia ca atare. Da, deci, bun, valențe rădăuțene și potențial economic ar fi. Am înțeles de la dumneavoastră că ar trebui pus în valoare. Acum, am promis că pentru toți care vin pe aici, voi da curs și întrebărilor venite de la telespectatori. Am și pentru dumneavoastră o întrebare. Este o întrebare, de asta mi-am și deschis agenda, nu căutam întrebarea, o întrebare venită prin aceeași adresă de e-mail, office@andradouzia.ro. Întrebarea vine de la doamna Ana, nu-și dă și al doilea nume, dar care spune că dumneavoastră o cunoașteți și numele de Ana pentru dumneavoastră ar însemna ceva. Probabil a fost angajată sau cineva. Doamna Ana vă întreabă. Dumneavoastră veniți din marea familie a PSD-ului. Dacă după alegeri veți fi primar, veți simți nevoia să vă întoarceți la PSD pentru a avea mai multă putere și pentru a fi ajutat de un partid, sau plecarea dumneavoastră din PSD este un nu categoric? Eu îmi cer scuze pentru lipsa de modestie, dar sunt recunoscut ca un om care se ține de cuvânt. M-am angajat și mă angajez în fața rădăuțenilor ca independent, ca om fără obligații politice, cu o mare putere de a circula pe diferite zone și am să-mi păstrez acest statut. Deci nu vezi în contextul întrebării dumneavoastră, aș ruga rădăuțenii să recepționeze mesajul meu de a candida cu încredere. Deci pot să vă spun cu siguranță că sunt sincer în demersul meu. Vreau într-adevăr să pun în slujba rădăuțului și a rădăuțenilor cunoștințele mele, priceperea mea, experiența mea, pentru a trăi împreună mai bine în municipiul Rădăuț. O să fac public și dorința mea de a avea o întâlnire televizată cu toți candidații care, iată, i-am pus și aici în spatele dumneavoastră, în prima săptămână din campania electorală, deci în prima săptămână din campania electorală, probabil întâlnirea va avea loc într-un loc public pentru ca spațiul să ne permită să ne desfășurăm mai bine. O întâlnire care să-i ajute pe telespectatori în decizia pe care o vor lua atunci rar, din păcate, o dată la 4 ani, când sunt mânuitori de ștampilă. Am avut posibilitatea ca în tinerețe să văd pe scena Casei de Cultură din Rădăuți pe marele actor Grigore Vasiliu Birlic. După spectacol, o jună reporter l-a întrebat: maestre, era spre sfârșitul cartierei, dumneavoastră n-ați jucat în Hamlet? Și atunci el a zâmbit cu îngăduință și i-a spus, zice, Duduie, eu îmi văd de lungul nasului. Atât am vrut să spun. Și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Birlic avea un nas cam mare. Avea un nas cam mare. Da, vă mulțumesc. El era recunoscut ca actor de comedie. Da. Vă mulțumesc pentru prezența în studio și vă aștept cu plăcere și altă dată. Vă mulțumesc foarte mult și sigur am să onorez invitațiile dumneavoastră, pentru că este și în interesul meu și aș vrea să transmit cât mai mult din ceea ce cred și sunt în stare să fac pentru Rădăuți celor care vor să mă sprijine. Și le mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit să-mi depun candidatura în calitate de independent pentru funcția de primar a municipiului Rădăuți.